Bine ați venit la un nou episod. Astăzi nu sunt la pescuit, dar fiindcă îmi place atât de mult natura, nu ratez nicio ocazie de a filma pe afară, chiar dacă este vorba de un video informativ. Astăzi am de gând să vă prezint lansetele mele de baitcasting, pe scurt, cu specificațiile și aplicabilitățile lor în pescuitul cleanului și a păstrăvului. Deci, în mare parte, este vorba despre lansete bait finesse și nu o să mai pierd vreme, o să încep cu prima. Le-am aranjat în ordine crescătoare în funcție de puterea lor de aruncare. Prima lansetă ar fi una de pe AliExpress, un Acehawk AG Venom, o lansetă cu putere de aruncare între 0,8 și 5 grame la 1,68. O lansetă care se pretează pescuitului păstrăvului și a cleanului pe râuri mici de munte și pâraie de munte. Cu năluși reactive, doar cu năluși reactive, fiindcă are o acțiune moderat fast, însă eu cred că e undeva spre moderat. Îmi place mult de tot acțiunea ei. Lansetă ieftină și bună, aș putea spune. A doua lansetă e o lansetă custom by Asava, un Sixth Element Stream cu putere de aruncare între 1 și 6 grame, moderat fast, asta e real moderat fast. O lansetă excepțională. O folosesc, bineînțeles, la păstrăv, tot la păstrăv și la clean, pe râuri medii și chiar și pe pâraie de munte. Are 1,92, dar faptul că e puțin mai lungă nu mă încurcă și mă descurc destul de bine cu ea, chiar și pe pâraie mai înguste. M-ați văzut de altfel cu ea, printre cloambe, printre tufe și vegetație. O opțiune foarte bună și îmi place să arunc cu ea greutăți începând de la 2 grame până pe la 5 grame. Cam acolo e plaja e reală. Spre deosebire de prima lansetă, care este foarte, foarte moale, asta îmi permite să pescuiesc cu jiguri ușoare, fără nicio problemă. Am pescuit cu jiguri de 1,2 grame plus gumă, fără nicio problemă. Nu ratezi. O lansetă excelentă. Da, bineînțeles, în principal e gândită pentru năluși reactive, Wobblere și rotative. Următoarea lansetă e un tailwalk de 1,49 m până în 7 grame, care este din compozită, carbon și fibră de sticlă. Siguranță m-ați mai văzut pescuind cu ea anul trecut. O lansetă foarte, foarte bună pentru jerkbait-uri. Are o acțiune moderat fast, care îmi permite să lansez din orice poziție, fiind și scurtă, lanseuri pe sub mână, din orice poziție efectiv. Și un mare avantaj îl are faptul că pot să arunc foarte departe cu ea, fiind și din fibră de sticlă. Are un design foarte drăguț și este din două bucăți. Am uitat să menționez la Sixth Element-ul de la Asava, asta e din singura mea lansetă dintr-o bucată. Următoarea lansetă
o lansetă de 1,75 m, dacă nu mă înșel. Prima mea lansetă de baitcasting, practic lanseta cu care am învățat să pescuiesc la baitcasting, un Sigma Lure Star, 27 grame. N-am fost prea inspirat atunci când am luat-o, fiindcă eu căutam o lansetă pentru năluși reactive, însă aceasta e fast spre extra fast, aș putea zice. Deci destul de greu mi-a fost să învăț cu ea, dar a fost bună. O lansetă din două bucăți. Aceasta va fi parte dintr-un giveaway care va urma în săptămânile următoare. Deci țineți aproape și puteți să mi-o luați. Următoarea lansetă este iar o lansetă custom, Asava, un Fishing Art Noctis SNT 678, de cred că are 2,05 m pe acolo, 6-7 picioare mai exact. O lansetă cu care m-ați văzut pescuind, cred că un singur video am cu ea, și anume acela cu păstrăvu mare. O să las aici link-ul cu video-ul. O lansetă excepțională, acțiune fast, e un fast curat până în 11 grame. Ea este dată 1,5-11 grame, dar eu aș zice că puterea ei reală ar fi undeva plecând de la 2 grame, 2 grame jumate, testat de mine. Cu aceasta îmi place să pescuiesc și la jig și la reactive, pe partea inferioară a râurilor de munte, unde și capturile pot fi mai mari și unde știu că am nevoie de putere puțin mai mare de aruncare. Este o lansetă perfectă pentru astfel de aplicații. Bineînțeles că pescuiesc cu ea la clean, o lansetă de clean, dar eu zic că merge și la păstră, da? O lansetă pentru pești de dimensiune. Următoarea, iar o lansetă pe care o știți prea bine, Shimano X-Pride BFS, din două bucăți, putere de aruncare 3,5-10 grame, acțiune extra fast, este dată, eu aș zice că e undeva la între fast și extra fast, pentru că pot pescui cu ea cu rotative de 3,5 grame fără probleme, arunc foarte departe cu ele și până la jerkbait-uri și bineînțeles jiguri în plaja ei de putere. Probabil toți cunoscătorii știu că Shimano face lansete cu o rezervă foarte mare de putere, deci puteți să vă duceți până în plajă e maximă de putere. Adică cu X-Pride-ul ăsta poți să arunci 10 grame fără să-ți fie frică să rupi vârf. Are 1,91 m lungime, iar pentru mine, pentru înălțimea mea, nu e nicio problemă să o pescuiesc de pe mal. Cum de altfel acest lucru e valabil pentru toate lansetele. Următoarea lansetă, cu care nu cred că m-ați văzut, e un Rapala Snow. Putere de aruncare între 3,5 și 14 grame. Acțiune fast, 1,91 m lungime. E o lansetă care se pretează pescuitului pe râuri ceva mai mari, unde și peștii sunt ceva mai îmbrăcați.
și poți pescui cu ea chiar și la șalău cu năluși reactive, dacă vrei, cu, cu voblere gen Rattlin sau orice alte voblere cu care o pun rezistență destul de mare, fiindcă acțiunea ei îți permite acest lucru. Eu oricum sunt adeptul lansetelor ceva mai moi, nu prea îmi plac lansetele cu acțiune extra fast, nu știu de ce, nu mă întrebați, nu îmi plac. Dar Rapalas nou poate fi pescuit și la jig în plaja ei de putere, tot așa. Și ultima lansetă, iar o lansetă cu care nu cred că m-ați văzut, o lansetă de la Shimano, un Yasei LTD. Acțiune moderat fast, asta chiar e moderat fast curat. Ea este proiectată pentru pescuitul cu crencuri la biban, însă mie îmi place să o folosesc la clean și la păstrăv pe lac, pe canale de aducțiune în cazul meu, fiindcă îmi permite să arunc voblere, jerkbait-uri, minnow-uri de 7, 9, 10 grame fără nicio problemă. E cea mai lungă lansetă pe care o am. Are 2,15 m și de pe mal este o plăcere să o pescuiești. Nu o să intru în detalii despre blancuri și materialele folosite și așa mai departe, însă e perfectă pentru năluși reactive. Chiar și la șalău am pescuit cu jig. Singura problemă ar fi că la șalău, dacă o pescuiești pe adâncimi foarte mari, având o acțiune moderat fast, nu o să prea poți să înțepi șalăul la adâncimea respectivă, dar pe ape mai mici nu o să ai nicio problemă cu el. Mai urmează să primesc o lansetă pe la începutul lunii aprilie. E în proiectare, să zic așa. O lansetă custom, nu o să vă dau multe detalii. Ce o să vă spun este că are o aplicație diferită față de lansetele de prezentate ulterior și că o aștept cu nerăbdare. Dacă v-a ajutat acest video și credeți că a fost interesant, dați un like, un subscribe, un comentariu. Puteți pune întrebări și eu o să răspund cât de repede pot, ca de obicei. Fire întinse până data viitoare și toate cele bune!